Agenția de plăți Intervenție pentru Agricultură Maramureș reamintește fermierilor din județul nostru că până în 31 ianuarie inclusiv se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie 31 decembrie 2018. Sprijinul financiar se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse, stabilită la 21 de euro pe 1000 de litri, pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară este 1,73 lei per litru. Cererile se depun la sediul APIA din Baia Mare de către administrator sau reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul sau reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Solicitările trebuie însoțite de mai multe documente printre care situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrările efectuate în trimestrul 4 2018, copii ale facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a carburantului și copii ale documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. În funcție de sectorul în care fermierul a efectuat lucrările, vegetal, zootehnic sau îmbunătățiri funciare, mai trebuie anexate și alte acte justificative.